Da, de-a lungul timpului, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Roman a trimis mai multe notificări, înțeleg că în ultimii 10 ani, măcar 3, către asociațiile de proprietari pentru ca proprietarii să intre în legalitate cu aceste construcții. Și asta înseamnă obținerea autorizației de construire, care presupune eliberarea certificatului de urbanism, proiectare și expertiză a întregului bloc, plus avizele, care în principiu trebuie să fie luate de la Inspectoratul de Stat în construcții. Cererea pentru eliberarea autorizației de construcție trebuie să fie făcută de către asociațiile de proprietari, cei care până la urmă sunt și administratorii spațiilor comune.